Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Percaduță, Nicoleta Doinaroșca, Emilia Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Brăică, vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc din suflet pentru live-ul de aseară, unde am fost într-un număr foarte mare. Dar înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă aduc la cunoștință anumite aspecte ce mi-au ajuns la urechi și ce am constatat. Se dorește cu orice preț ca Sebastian și cu Roberta să nu mai aibă un cuplu, fiind cel mai real cuplu la ora actuală. Dacă veți fi atenți și în casă, se vrea cu tot din adinsul să reiasă că Sebastian și Roberta nu sunt că nu sunt reali și în afară o mare parte dintre românași acum au prins momentul când Roberta și cu Sebastian au avut o dispută un pic mai aprinsă din partea lui Sebastian și anumiți românași acum marșează să fie scos Sebastian, cel mai violent om, ca să despartă acest cuplu și de fapt să o desființeze pe Roberta. Acum poate mulți nu mă credeți, dar ceea ce vă spun în vlogul ăsta, stați, băgați în memorie, după care constatați și vedeți dacă am dreptate sau nu. Aseară, într-un live la doamna Mihaela, am ascultat anumite păreri și pe cuvântul meu de onoare, dacă nu mi s-a certificat 100% ceea ce se încearcă. Sunt persoane, telespectatoare, care nu conștientizează că alte persoane se folosesc de ele, inducându-le anumite situații și atunci se amplifică efectul de turmă. Și o să vă spun ca să înțelegeți dumneavoastră. În primul rând, nu dau nume, dar cine se simte știe despre cine este vorba. Mi s-a adus la cunoștință, de parcă eu n-aș fi văzut emisiunea, că Sebastian este foarte agresiv, că Sebastian i-a rupt bluza, a tras de Roberta până i-a rupt bluza, că Sebastian a venit în nerv în bucătărie și, vezi, Doamne, i-ar fi băgat mâna în gât Robertei, că există un dosar unde Sebastian ar fi acuzat de agresiune, că i-a rupt maxilarul nu știu cui și multe, multe alte chestii. Din punctul meu de vedere, au prins momentul foarte multe persoane ca să îl denigreze foarte tare pe Sebastian. Exact cum au făcut și cu Laurențiu în sezonul 2, aduceți-vă aminte când spuneau că este agresiv, violent, că vor veni mascații să-l ridice din emisiune, că a pierdut casa mamei lui și multe, multe alte chestii. Ceea ce nu mi se pare corect, să denigrăm un anumit concurent, să-l punem într-o lumină proastă, ca de fapt scopul să fie să ne ridicăm favoritul. Aseară vă dau cuvântul meu de onoare că am fost mega, mega dezamăgită la modul că, domne, și noi știm ce a făcut Roberta și vom ieși cu dovezi ce a făcut Roberta în Dubai și nu știu ce țară. Ca să fie nevoită Roberta la un moment dat la câte acuze i s-a adus să intre pe acel live și să spună în chat dacă am fost într-o vacanță în Dubai, am fost pentru că muncesc și cu ajutorul părinților. Dar uităm un lucru, că
favorita lor, Creața, are poze și foarte mulți știți că sus în live la noi și mie în privat mi-a intrat prietena, colega ei de muncă a Creței și a spus cu lux de amănunte ce face, ce a făcut Creața înainte. Fapt că atunci când s-a făcut vâlva, s-a auzit că părinții Creței au venit de urgență în București și deodată totul s-a potolit și că dă judecată pe toată lumea. Eu n-am mai vrut să marșez pe acest lucru, că am zis, băi, nu este de bun simț. Dar acum, văzând că se lucrează exact ca în sezonul 2, să decazi un concurent ca să-l ridici pe al tău, vi se pare corect? Eu zic că nu este demn de un telespectator rațional să procedăm așa. Știți destul de bine că eu voi fi prima care dau de toți pereții cu Roberta sau cu Sebastian. Că acum nu vrem să recunoaștem că toți ne certăm cu partenerii și niciodată nu ne certăm cu te rog frumos și unul din parteneri are un ton mai ridicat, ba femeia, ba bărbatul, în funcție de motivul motivul cerții, automat ne enervăm. Iar acum să ajungem să mi se spună în acel live că aseară Sebastian a intrat pe live și era beat și o înjura pe Roberta personal, Sebastian o înjura pe Roberta că Sebastian mi-au lăsat impresia că asta au vrut să înțeleg eu, că Sebastian a spus că se va duce la hotel la Roberta și se va descalifica cu Roberta. Prin asta ce înțelegeți? Că ce? Că merge Sebastian la hotel și ce-i face Robertei? O bate ca să fie descalificați? Sau cum? Că nu înțeleg. Deja este vizibilă înverșunarea pe care o au unii ca Roberta să fie dată la o parte. Poate acum vi se pare că exagerez. Dar, repet, vreau să țineți minte acest vlog și peste câteva luni să vedem dacă am avut dreptate. Sunt multe de spus, dar pe parcurs le voi spune în funcție de ceea ce vor să facă. Adică pe Creața uităm tot ce se spune despre ea și ce persoane care au urcat în live și au spus cu lux de amănunte că o cunosc pe Creața și că au lucrat cu Creața, iar acum ne luăm după niște poze și după niște mesaje fabricate care știm cu toții cât de ușor și câte mesaje false s-au fabricat la toți concurenții. Dar acum, pentru că au văzut Roberta este foarte susținută și mai ales de domnul America, care, eu știu sursă sigură, nu a mai vrut să se implice în această emisiune, dar văzând, presupun, văzând atâta hoție, atâta parșivitate, mai mult ca sigur, nu domnul America se va implica ca să nu reușească iar mafia să-și pună amprenta pe această emisiune. Presupun că telespectatorii raționali și simțul civic se vor trezi în foarte mulți telespectatori și nu vor accepta să fie bătaie de joc acest cuplu care este real, care se ceartă pe bune, care se împacă pe bune, care își reproșează pe bune. Ceea ce facem și noi. Mulți sunt foarte deranjați, domne, acum să ceartă și a doua zi să pupă și să ia în brațe. Oare voi când vă certați, cât stați despărțiți? 5 luni? 3 luni? Nu cumva vă certați și maxim în câteva ore vă împăcați? Că, domne, a spus Roberta pe live-ul ei personal că ea, dacă ar fi ceva de genul că nu poate să facă nimic acum
în privința lui Sebastian și că afară va fi cu totul altceva. Bineînțeles că ei au dat-o, că Roberta a spus, stau acum cu Sebastian doar pentru emisiune și după ura și la gară. Dragele mele, ce era, dacă tot interpretați așa, oarecare fată ar fi spus sau ce concurent ar fi spus în fața atâtor persoane, domne, stau cu el acum, dar după emisiune văd eu ce fac. Nu, ea a spus la modul, dar și voi ați înțeles, dar o dați exact cum o dați de tot timpul în perversitate, că acum nu are timp și nu are cum să îi explice lui Sebastian și să îl modeleze după cum ar trebui să fie, pentru că este influențat, vedem destul de bine că Robiță practic și-a bătut joc de Sebastian în această emisiune și că l-a folosit. Nu degeaba Roberta a spus, îți place că suntem certați, asta ai urmărit, ceva de genul i-a spus Roberta, nu degeaba. Ca acum să-l vedem pe Robiță, că o întreabă pe Berbeca, dar de ieri a spus, dar nu a fost luat în seamă și tot insistă ca să audă toată lumea, ești de acord cu mine că aici sunt mulți falși? Dacă ar fi să fie reali, n-ar mai vorbi niciunul cu niciunul? Păi, măi Robiță, ce-ai vrut tu să spui? Că Sebastian și cu Roberta sunt falși și că dacă ar fi reali, n-ar mai fi împreună? De asta ai încercat tu să-i faci să se certe? Și ai văzut că nu-ți iese și că s-au împăcat și acum nu știi cum să o dai? Păi să înțelegem că Virginica s-a culcat cu tine, că a avut hormonii ridicați la maxim, că acum auzim că îl plăcea pe Patrick. Să ne aducem aminte că tu ai cerut-o pe Virginica de la Patrick, iar acum Patrick zice, dacă nu mai are Robiță nevoie de ea, poate am eu nevoie să stau în emisiune. Oare voi sunteți reali? Oare voi jucați corect? De ce vreți voi pe oameni, că cum se întâmplă și în viața reală, oamenii buni sunt arătați cu degetul, iar falsii și mincinoșii sunt puși la pupitru. Oare este corect? Nu vă este frică, măi Robiță, ăsta de două buleni, Cristofor Semafor, nu ți-e și ție frică că noi telespectatorii care avem aproape dublu vârsta ta, că ne dăm seama cât de bandit și cât de hoți sunteți? Acum toți, planeta maimuțelor, v-ați aliat cu toții să-l desfințați pe Casian. De ce? Că ați văzut Casian vorbește scurt la obiect și punctează acolo unde trebuie. Și deranjul tău cel mai mare este că Sebastian nu mai este cățelușul tău și că i-au fost deschiși ochii și că a văzut cine ești. Și acum începi să dai în el și să-l denigrezi. Cam ăsta este Robiță, Sebastiane, că nu ți-ai dat seama, uite acum ce face prin spatele tău, spune, domne, nu e fals, nu este real, Sebastian, să-ți fie rușine, Robiță, ăsta care spui că tu niciodată nu te-ai dat la femeia altui bărbat, ba da, tu te-ai dat și te-ai uitat la Roberta, doar vei isca certuri. Fapt că ei se certau, nici bine nu s-au împăcat și te-ai trezit tu, tamnesam, să-i ceri linguriță. Ca ea, în nebunia ei, să nu-și dea seama și iar să-i demonstrezi lui Sebastian, uite mă, tu te ceri pentru mine și ea mă servește de câte ori am eu nevoie. Dar Roberta, cu două secunde, mai deșteaptă ca tine și nu ți-a făcut jocul. Așa că un mare, mare dislike. Bobiță, Robiță, și să vă fie rușine la toți care vreți să călcați pe sentimentele unor tineri ca să vă ridicați favoriții și că vreți să-l scoateți mega, mega violent și agresiv pe Sebastian. E strict problema ei. Dacă ea consideră că poate să îl redreseze, de ce n-ar încerca? Dacă se ajunge și Roberta nu este genul de femeie care să accepte să fie înjurată, nici de cum lovită. Nu va accepta.
Iar voi acum începeți și îmi spuneți ca și înjurat-o. Păi dacă spun gâții tăi, te înjur. Dacă spun dă-o în măsa, înjur. Dar tot timpul vrem să exagerăm ca să spunem că Sebastian este foarte agresiv. În condițiile în care avem cuplu cantarină, jandarmul și creața, care n-au cel puțin o discuție nici constructivă, nici reală și nici măcar o contrazicere între ei. Nu există. De ce? Pentru că pe creața nu o duce capul să facă teatru de bun augur să nu fie descoperită. Și o demască, se demască singură. Și atunci preferă doar să se lingă, că vezi, Doamne, se iubesc atât de mult că n-au timp să vorbească. Nu, se iubesc ca să nu se dau de gol. Se ling, nu se iubesc. Cam asta se întâmplă, dragii mei telespectatori, în această emisiune. Dar mult mai multe voi vorbi pe viitor și încet, încet veți constata, cum am spus și de Virginica, când toată lumea spunea că e o fată corectă și sinceră, v-am spus de atunci, veți vedea în timp că Virginica nu e ceea ce vrea să pară. Veți constata cu toții pe parcurs că Virginica ridică mult. A venit și momentul când o vedem pe Virginica că acum spune că ea se gândea la Patrick în condițiile în care s-a tăvălit cu Robiță. Bineînțeles că au apărut și susținători care au spus, domne, dar ce? Credeți că s-a culcat cu ea? Păi nu, că a fost la apartament cu Robiță să-și împartă rețete de gogoșari, la date și-au împărțit rețete de castraveți și tot așa. Oare cât de naivi să fim sau cât vrem să ne prostească niște tineri fără caracter? Așa că, dragii mei telespectatori raționali, uniți-vă cu toții și haideți să dăm mână în mână cu toții și să nu mai lăsăm mincinoșii să triumfe. Fapt că acum Giulita, Berbeca și Virginica iar sunt prietene și iar sunt mână în mână. De ce? Că vor să le elimine pe Casian, considerând că îl învață de bine și că este omul care pune punctul pe ei și le spune pe față că sunt falși și că este teatru, și atunci dă și în Sebastian. Sebastian, fiind mai naiv și mai vulnerabil și ușor de manipulat. Aduceți-vă aminte în momentul, în ziua când Roberta nu a venit în emisiune, ce făceau aceste pupeze și lăudau pe Sebastian că e cel mai bun și cel mai frumos, că nu mai vorbește cu Roberta. Și acum, văzând iubirea lor adevărată și că Sebastian, chiar dacă țipă, urlă, face ca toți nebunii, când este nervos, ulterior tot pe Roberta o vrea. Și acum au apărut și telespectatorii care vor să inducă că domne a înjurat cu fetița, în condițiile în care mulți telespectatori care au fost pe live mi-au spus, doamna Laura, nu este adevărat. El, când a înjurat pe chat, oamenii care îi vorbeau urât, că am auzit că vorbiți urât și la copilul lui, la adresa copilului, să vă fie rușine, el v-a dat replică când fetița dormea. Dar veniți la mine să-mi spuneți, doamna Laura înjură cu fetița în live. Nu este ok ceea ce faceți. Așa că un mare, mare dislike tuturor care vor să denigreze alți concurenți ca să-și ridice favoriții. Mai bine decât să denigreze, că nu vor face altceva decât își vor săpa singuri favoritul, arătând că sunt falși la fel ca și favoriții lor. Asta vă spun. Știți destul de bine că sunt prima, dacă mâine greșește Roberta sau Sebastian cu adevărat și neîndreptățit, sunt prima care dau în ei. Nu sunt de acord cu Sebastian că are tonul ăla foarte dur și apăsător. Dar asta nu înseamnă că îl facem criminal în serie. Nu se dorește cu tot din adinsul ca Sebastian să reiasă că este o persoană violentă. Dar și se vrea
ca Roberta să se despartă de Sebastian. De ce? Ca să se distrugă cuplul lor și să rămână jandarmul și Creața. Acum vin din spate, că au și planul B, Garcea și cu Alexandra, care știm destul de bine că ăștia n-au nicio treabă. Începe Garcea și se victimizează și plânge și spune cu voce tare: dacă se termină emisiunea, eu ce să fac? E, veți vedea că după date vor veni foarte sigur pe picioare acești doi, Garcea și cu Alexandra. De ce? Că li se va face temele de tanti Geta și dacă Garcea este prea prost, va trimite filmulețe și ce vorbesc și ce ar trebui să vorbească în emisiune, cum a făcut Robertica, îi va trimite tanti Getei și tanti Geta îi va învăța de ce. Noi mergem pe burtă, ajungem în finală, ca și spus, dacă scapi de gala când trebuia să iasă Bogdanel, a scăpat Garcea de gala aia și nu va fi eliminat, nu va mai fi. Și din acest motiv, de moment, observați că nu se mai dau informații, dar ele știu tot. De ce? Că deja staful stă la pândă să prindă ori pe jandarmul și Creața, pentru că Dan Andrei acum câteva zile a spus că jandarmul și Creața vor vorbi despre viitor, ori pe Garcea și pe Alexandra, și mai e un concurent care l-am prins. Mai stau un pic și vă dau numele și acolo să vedem dacă cu adevărat este ceea ce mi s-a adus la cunoștință, care ține legătura cu tanti Geta și învață ce să facă în emisiune. Oare cât de departe a ajuns nebunia acestor fanatici? Să vă fie rușine! Iar Virginica nu pierde ocazia să-i spună lui Casian că nu ți se pare dubios că toți te vedem arogant? Nu, nu îi se pare, cum a și spus, nu. Că el a văzut ce potențial aveți și asta e, nu e el arogant, sunteți voi prea proști. Atât, asta puteai să spui Virginico și tu ți-ai dat seama și acum vreți să-l scoateți pe Casian că este arogant. Dacă omul este deștept și înțelept și are vorbele la el, este arogant. Nu. Voi sunteți proști. Dar în sfârșit și voi știți și din acest motiv vreți să îl eliminați. Am văzut-o pe Francesca, care se înțelege foarte bine cu Casian și sincer încep încet să-mi schimb părerea despre ea și mi-a ajuns la urechi niște chestii. Să vedem oare sunt adevărate. Așa că, dragii mei telespectatori, se pare că se vrea și în casă distrugerea acestui cuplu din toate părțile și primul care lovește sub centură este chiar Robiță, care se dădea prietenul bun al lui Sebastian. Așa că, Robiță, ne pare rău, dar te-am citit de mult și Roberta nu degeaba era deranjată de prietenia ta cu, cu Sebastian, că acum frustrarea și nervii din tine te fac să vorbești și să spui lucrurilor pe nume, că el este fals. De ce? De ce este fals? Că nu mai face ca tine și că s-a împăcat cu Roberta? Asta este oftica ta. Și că știi că ajunge în finală și că-ți ia fața? Să vă fie rușine de oameni de nimic. Iar Giulita vrea cu tot din adinsul ca acum trebuie să facem orice ca Patrick și Virginica să fie împreună. Să le facem, să le organizăm o cină. Păi, măi, Giulito, tu ai rămas pe post de pețitoare? Ce ești, mă, tu acolo? Sidonia? A, te-ai întâlnit cu Cristofor Semafor, cu aia, cu bani în păr, Laura, prințesa de aur. Am vrut Laura Vas, nu se poate. Prințesa de aur, Virginica, v-ați găsit să pețiți, să despărțiți cupluri după cum
Simțiți? Ce mai căutați, mă, în emisiune? Că sunteți false. Mai ales tu, Giulito. Nu te vrea nimeni. Tu nu vezi al câtelea bărbat vine și spune tu ești luată. Tu ești la remat. Ce mai cauți ca să faci decât în berligături? Iar berbeca asta acum se pare că îl vrea pe Antonică văzând că Casian i-a dat jet. Ca să vedeți cât de perverși sunteți și cum mincinoșii falși arată cu degetul către cei reali care se ceartă pe bune, se împacă pe bune, plâng, suferă pe bune. Nu ca voi, mincinoși. Iar Garcea, care a reușit să emoționeze o anumită ramură de telespectatori, credeți-mă că vă înșelați în privința lui Garcea. Aduceți-vă aminte cât de fericit era când vorbea cu Denisa și nu-i mai trebuia Alexandra, dar pentru că Denisa i-a dat jet, cum i-au dat toate femeile din viața lui, bineînțeles că acum trebuie să joace pe Romeo și Julieta, pe cuvântul meu de onoare, dacă n-am avut impresia, mi-a scris și un anume telespectator și mare dreptate a avut, Titanic. Mai aveați să strigați, Jack, Jack, m-am înecat! Fii mersilă de tine, Garcea. Tu și cu berbeca plângeți și vă schimonosiți la comandă. Și apropo, mă, Garcea, la cât de sensibil și emotiv ești, în live-uri și în chat-uri ești bombardier. Nu se pupă nimic cu nimic. Un bărbat sensibil, cum vrei tu să pari în casă, când e vorba de a plânge, nu este bombardier. Așa că nu se pupă nimic cu nimic. Și băiatule, aici ai probleme, nu la picioare, la cap ai probleme. Și păcălești pe cei naivi. Telespectatorii raționali te-au citit că joci un teatru mai mare decât Alexandra. Tu ești conștient că Alexandra nu o să fie cu tine după emisiune, dar tu de fapt nu plângi de Alexandra. Tu plângi că ești conștient că nicio femeie n-ar putea să stea cu unul ca tine. Și singurătatea te apasă atât de tare încât în momentul când ți-aduci aminte că nici lângă familie și nici nevastă n-o să ai și nici altă femeie nu se uită la tine, te bușește plânsul. Dar stai liniștit, fă-ți reclamă că ai hectare, oi și cașcaval, brânză la greu și să vezi cum vin femeile pe tine buluc. Prost nebun cum ești, te vor lua pentru money. Cum stă și Alexandra cu tine doar pentru confort? Atât. Cam asta se întâmplă, dragii mei telespectatori, în această emisiune și vom vedea foarte, foarte multe. Mi se pare că sezonul ăsta sunt mult, mult mai înverșunați anumiți telespectatori fanatici și vor lucra mult, mult mai urât și mai umilitor pentru ei ca persoane. Dar să avem răbdare și să vedeți dacă am dreptate sau nu. Deschideți ochii și uitați-vă, ciuliți urechile și vedeți dacă am dreptate sau nu. Se dorește cu tot din adinsul desfințarea cuplului Sebastian-Roberta, iar Sebastian scos ca cel mai agresiv și violent om doar pentru că a ridicat un ton când el considera că iubita lui îl înșală. Dar stați și gândiți-vă cum ar reacționa iubiții dumneavoastră dacă în mintea lor este 100% gândită că dumneavoastră îl înșelați. Cum ar reacționa? V-ar pupa pe creștet și v-ar spune, iubita, tu m-ai înșelat? Iubita, ție-ți place un alt bărbat? Oare nu ar ridica tonul? Vă întreb. Greșeala cea mai mare a lui Sebastian este că nu s-a luat de robiță. Aici, da. Ai greșit, Sebastiane, că uite, un astfel de om îți râde în față și pe la spate te sapă. Iar tu, berbeco, se vede că mai ai un pic și vii dezbrăcată. De ce nu vii cu frunză în față? Că oricum, cârpița aia pe o cârpă de femeie n-are niciun haz. Pune-ți, fată, frunză.
Puneți o frunză, tu o fie Eva, și gata. Nu mai te chin, schimb mono și te mai și lauzi că ți-a ieșit țâța pe afară. Ce vrei, să-ți o bage robina în cârpița aia de rochiță? Ferească-mă Dumnezeu, zici că erai în chiloți tanga pe tot corpul. Ți-ai luat o pereche de chiloți tanga și i-ai tras pe tine până sus. Cam asta e. Dragii mei telespectatori, vă las, mă grăbesc foarte tare. Trebuie să mergem la biserică. În seara asta ne vedem la 10:30 pe live-ul justițiarilor. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.